Cadrele didactice din Constanța mai au 2 săptămâni până când vor participa la concursul pentru ocuparea posturilor didactice. Lista posturilor vacante se regăsește pe pagina online a Inspectoratului Școlar Județean. Cei care visează la o carieră în învățământ se pot înscrie la examen începând cu luni, 9 iulie. ISJ Constanța a stabilit și un program. Joi își pot depune dosarul profesorii de matematică, informatică, biologie, chimie, educație tehnologică și religie. Vineri 10 iulie vine rândul cadrelor didactice de economie, psihologie, filozofie, sport, arte, etc. Săptămâna viitoare sunt așteptați educatorii, învățătorii și dascălii care vor preda limba română, limbii moderne, consiliere și psihopedagogie specială. Cei drept, anul acesta, candidații nu vor mai avea dosarul atât de stufos. Aceștia vor fi nevoiți să aducă, pe lângă cererea tip, doar următoarele acte. Acte de studii, numai dacă sunt în plus față de cele depuse în sesiunea anterioară și înregistrate în aplicația informatizată. Certificate care atestă obținerea de grade didactice, numai dacă s-a obținut un grad didactic de la depunerea dosarului anterior. Acte de identitate și acte privind schimbarea numelui, numai dacă este cazul. Adeverință de vechime efectivă în învățământ. Avize și atestate necesare pentru ocuparea postului, dacă este cazul. Avizul și adeverința medicală din care se rezulte dacă sunt apți pentru a preda în învățământ. Adeverință din care se rezulte că nu au fost sancționați disciplinar în ultimii 2 ani școlari încheiați. Declarație pe proprie răspundere, cazier judiciar și certificat de integritate comportamentală. Proba scrisă a examenului de titularizare va avea loc pe 29 iulie, iar primele rezultate vor fi afișate pe 4 august.